Este originară din Republica Moldova, dar a fondat două ONG-uri în Marea Britanie care adună voluntari și finanțare pentru copiii din țară. Despre cum este să conduci un ONG internațional și să promovezi voluntariatul, ne spune Victoria Morozov, acum la O Seară Perfectă. Bună seara, Victoria! Bună seara! Încântată să te cunosc. Mai puțini oameni astăzi obișnuiesc să trăiască pentru alții, știi? Găsesc timp să trăiască pentru alții, să pună umărul la o viață mai ușoară a altora. Cum ți-a venit să faci voluntariat? Voluntariatul este în viața mea de foarte mult timp, dar probabil am vrut să fac voluntariat de când eram mică. M-am născut în Transnistria, acolo unde a fost război și cumva văzând foarte multe familii suferinde, am crezut că asta este ceea ce vreau să fac în cresc mai, să ajut oamenii care sunt în necesitate temporară. Așa. Și așa a început. Ai făcut două organizații non-guvernamentale în Marea Britanie, de ce acolo? Exact. Le-am creat acolo pentru că credibilitatea finanțatorilor, în primul rând, este mult mai mare atunci când organizațiile sunt fondate acolo, pe de-o parte și pe de-o parte. Și ajută oameni din Republica Moldova? Da. Este posibil? Legislația permite așa ceva? Da. Da, este posibil, ba chiar recomandabil, aș zice eu. Ai făcut studii în Marea Britanie? Sau... Nu, am făcut în Republica Moldova, dar mie îmi plac foarte mult britanici. De fapt, noi lucrăm cu foarte multe țări, dar, pur și simplu, le-am fondat în Marea Britanie pentru că s-a primit așa că colegiile mele nativ din Marea Britanie, care au crezut în ideile mele și în ceea ce am vrut eu să fac, erau de acolo și am înțeles că prin intermediul organizațiilor pe care le conduce ai adus în țară sute de voluntari și din Statele Unite și din Europa, care ajută copiii moldoveni. Povestește mai mult despre, nu știu, cele mai frumoase acțiuni pe care le-ai organizat. Da. Noi, de fapt, găzduim peste 100 de voluntari internaționali în fiecare an. Probabil peste 900 de voluntari pe ce perioadă? Ei vin pe parcursul în 3 gului an și vin de la o săptămână până la 2-3 luni. Rămân aici. Da. Independență de programul sau de ocupații în voluntarii acasă. Ei sunt de diferite background-uri, sunt și profesori, și medici, și proprietari de companii foarte mari. Deci, vin ca pentru o experiență inedită, ca pentru ceva mai... Experiență, probabil, eu aș zice mai mult pentru că simțul de responsabilitate civică este foarte dezvoltat în țările dezvoltate. Așa. Și ei vor să-și aducă contribuția în viața oamenilor care sunt în necesitate temporară sau în dificultate. Noi creăm diferite proiecte, îndeosebi lucrăm cu familiile socialmente vulnerabile din Republică, pentru că la moment, din păcate, avem mult prea multe probleme sociale acolo, dar și cu casele de copii și încercăm să creăm viața copiilor mai frumoasă și să prevenim abandonul copiilor în general. Cum abordați voi aceste inițiative de a ajuta? Este un lucru simplu să vii și să aduci o pungă cu mâncare și să dispari din viața unor copii, a unei familii, și este cu totul altceva să ai niște acțiuni pe termen lung, să faci instruiri, să le oferi un loc de muncă oamenilor. Voi pe care linie mergeți? Pe ce linie mergeți? Noi creăm proiecte sustenabile de lungă durată de obicei și atunci când selectăm familiile, noi lucrăm cu ei în fiecare lună. Chiar acum, de fapt, două ori în urmă am venit din Republică dintr-o vizită din raionul Hâncești. Noi și îi formăm, dar inițial, în primul rând, noi le ducem produse alimentare pentru că omul flămând nu are abilitatea să te asculte și să aibă credibilitate pe de-o parte și pe de-altă parte încercăm să le dezvoltăm niște abilități sau niște competențe de viață elementare, care nouă ni se pare că ele sunt elementare, dar pentru ei reprezintă informații foarte importante la care ei nu au avut acces. Spre exemplu, cum să comunici copilul tău, cum să-l îngrijești, cum să-l speli. Deci informații care ar părea elementare pentru noi, dar pentru ei așa viața s-a aranjat că nu este disponibilă informația. Ce argumente aveți în fața celor, deci finanțatorilor străini atunci când le vorbiți despre Moldova, despre copii din Republica Moldova și când le spuneți că aici este foarte multă sărăcie? Nu știu dacă este rolul nostru să le spunem, pentru că foarte multă lume cunoaște despre Republica Moldova și cunoaște ce înseamnă sărăcie. Câți bani au venit în țară, uite, prin intermediul vostru, da? Și s-au transformat în ajutoare? Noi, de fapt, facem colectări de fonduri doar din donații, în deosebi din donații, deci 90%.
nu prea aplicăm la granturi, pentru că noi ne place, sau mie deosebit îmi place să comunic cu oamenii face-to-face, adică one-to-one și să le explic de ce proiectele acestea au importanță. Construiți și case oamenilor sau le renovați? Le renovăm și le cumpărăm și le... Wow. Cine sunt oamenii care fac, execută aceste lucrări de construcție? Sunt voluntarii străini sau și sătenii pun umărul atunci când veniți cu o idee atât de frumoasă? Noi, de obicei, iată vară, acesta este proiect, se numește Building Project și împreună cu voluntarii internaționali, anul trecut am avut 16 din mare parte din Marea Britanie, dar au fost și din alte țări, împreună cu familiile din proiectele noastre, de-aia și ziceam că la noi proiectele sunt de durabilitate, adică pe lângă faptul că îi formăm, vara când ajungem, neapărat le reparăm casele, pentru că dacă ninge sau plouă în casă, dacă este frig, atunci nu are rost. Nu este sustenabil proiectul tău și atunci noi, iată, împreună, timp de 10 zile, reconstruim, reparăm, dăm jos geamurile care sunt stricate, le schimbăm. Ce faceți în perioada asta de reparații, de construcții, de reconstrucții? Locuiți acolo, în sate, alături de oameni, în aceleași condiții? Am vrea noi, din păcate, nu chiar este posibil, pentru că nu prea avem unde să ne oprim. Chiar dacă aș vrea să avem experiență de a găzdui voluntari și în familie, până când n-am avut posibilitatea, dar îi aducem în Chișinău, pentru că, de fapt, satul unde anul trecut a fost este la o oră de la Chișinău. Nu este așa, și în Chișinău aveți hotel? La hotel? Hoteluri, sau? Apartamente, unde ne este comod, unde este mai ieftin și mai convenabil pentru voluntari acolo ne oprim. Care sunt impresiile cu care pleacă voluntarii din Moldova? Extraordinare. Lor le place Republica Moldova. Eu, pe parcursul anilor, cât am găzduit peste 900 de voluntari, cred, probabil 40% dintre ei se reîntorc și am voluntari care două ori în an se reîntorc la sigur pentru proiectele de vară și de iarnă, pentru că ei cred că ceea ce facem noi are impact foarte mare și noi lucrăm sustenabil și lucrăm calitativ cu beneficiarii noștri. Victoria, știu că mai coordonezi și un proiect din domeniul sănătății care funcționează în 13 țări, asta la ce se referă? Da, noi finanțăm proiecte sociale în domeniul sănătății, diferite și research-uri și centre pentru tineret, dar care au tangență cu problemele de sănătate a oamenilor. Este un proiect internațional, din păcate nu are nicio tangență cu Republica Moldova la moment, din mai multe considerente legate de finanțatorii noștri, poate pe viitor se extindă și în Moldova. Nu este, de fapt, domeniul meu, pentru că eu lucrez mai mult în domeniul voluntariat și protecție drepturilor copilului, dar este ceva foarte interesant, o experiență foarte bună pentru mine, pentru că am posibilitatea să plec din țară și să construiesc așa proiecte interesante. Știu că ați avut și un proiect frumos de iarnă, prin care au primit cadouri de la voi peste 600 de copii. Cum ați ales acești copii? Ce fel de cadouri? De fapt, ăștia sunt copii din proiectele noastre, iarăși am zis, cu care noi lucrăm pe parcursul anului, dar de anul nou o parte dintre ei cred că Moș Crăciun trebuie să vină, o parte dintre ei anul ăsta, spre exemplu, cu familiile care sunt noi în proiect și ei nu cunosc despre Moș Crăciun foarte mult, n-au auzit, i-am surprins, au fost foarte multe lacrime de fericire și de surprindere. Noi am mers pe parcursul la 7 zile în diferite localități și am creat împreună cu voluntarii noștri și internaționali și naționali o poveste, adică fiecare dintre voluntari a fost un caracter din Disneyland și noi am încercat să creăm povestea aceasta ca ei se simtă deosebit, să se distreze, pentru că, de fapt, copiii din raioane nu se prea joacă cu maturii și a fost o experiență foarte interesantă pentru noi ca voluntari și pentru ei care au beneficiat de aceste, nu doar pentru că cadourile în definitate sunt importante, dar timpul calitativ pe care îl petreci cu copiii este mult mai important și mai sincer. Da, Victoria, foarte frumos ceea ce faceți și este uimitor acest exemplu al străinilor care își lasă și abandonează familiile pe o perioadă scurtă, activitățile, business-urile și vin să pună umărul la, pentru a-i face mai fericiți pe moldoveni. Este, nu știu, o experiență pe care cred că care ar trebui să ne inspire și poate să ne motiveze și pe noi să fim mai buni. Da, sper și eu. Mulți ani, Victoria, un an frumos și cât mai multe activități la fel de motivante și pentru ceilalți.